Primarul comunei Drăgușeni din Botoșani, Eugen Nechita, a fost reținut de procurorii anticorupție fiind acuzat că ar fi primit mită 2000 de euro pentru angajarea unei persoane în postul de asistent medical la sanatoriul de neuropsihiatrie Podriga. Reținerea a fost făcută în contextul anchetei privind mita dată pentru angajări în sistemul sanitar la Botoșani. Vă reamintim că mai multe persoane au fost arestate în dosarul șpăgii de la cel mai mare spital din Botoșani. Pentru a obține un post în unitatea medicală de la acel spital, oamenii scoteau din buzunar până la 15.000 de euro.